Valentin Dediu, fost director ad interim al Serviciului de Informație și Securitate în studioul Europei Libere de la Chișinău. Acum a reapărut, a fost readus în actualitate subiectul ce ține de lustrație. Eu vă propun să vorbim despre fosta securitate și dosarele KGB. Este un subiect de actualitate, iată. Dacă ținem cont că în acest an se împlinesc 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, despre adoptarea unei legi a lustrației se vorbește de la începuturi, din 91 și până astăzi. Republica Moldova nu are o asemenea lege. Ar fi fost bine dacă o avea? Bună ziua! Deci, ca tare, legea lustrației de acum de 30 de ani se vorbește despre legea lustrației, cu referire la regimul comunist care a fost pe teritoriul Republicii Moldova până în 1991, dar cu unii spun cu părere de bine, alții spun cu părere de rău, societatea e divizată pe subiectul dat, că nu a fost adoptată. Ce ar fi avut de câștigat Republica Moldova dacă ar fi avut o asemenea lege? Nu știu dacă o să mă credeți, dar eu, ca fost lucrător a Serviciului de Informație și Securitate după 91 și până în 91, ca lucrător a Comitetului Securității de Stat a Uniunii Sovietice, vreau să spun că lustrația, dacă era adoptată în perioada aceea, a avut să fie o problemă mare pentru Republica Moldova. De ce? De ce nu a fost o problemă pentru țările baltice? Din punctul de vedere că în Republica Moldova majoritatea celor mai activi luptători pentru independență și suveranitate erau din rândurile inteligențimii. Dar este cunoscut și faptul că o parte din foștii activiști atunci, cândva, prin anumite circunstanțe, de voie sau fără voie, prin șantaj sau cumva, au fost cumva atrași la colaborare cu Serviciul de Informație și Securitate. Totodată vreau să spun și încă o dată, repet, că unii din ei, dar aș spune că undeva 80%, au jucat un rol foarte și foarte pozitiv în perioada când în Republica Moldova, pe atunci, în Chișinău, se petreceau diferite manifestații. Ce rol au avut pozitiv? Ei au ajutat să nu fie vărsări de sânge în teritoriul Chișinăului și în Republica Moldova. Fiindcă și în societate, și în serviciu în KGB-ul de atunci, erau oameni cu viziuni patriotice. Și iată, tocmai acești oameni, îmbinând informația cu factorul de decizie, au reușit să nu admită vărsări de sânge și toate problemele cele mai stringente erau soluționate pe cale mai bine sau mai puțin amiabilă. Avea dreptate fostul președinte Lucinski când zicea că dacă ar fi fost adoptată legea lustrației, Moldova ar fi rămas fără intelectuali? Poate nu chiar complet fără intelectual, dar o parte din intelectual ar putea să sufere atunci, fiindcă știți cum, chiar și pe urmă a apărut o listă cu privire la agentura KGB-ului și se numea lista Șandrovski și așa mai departe. Deci aici noi putem spune că dosarele care erau în serviciu de informație, în KGB-ul Uniunii Sovietice și se considera patrimoniu a KGB-ului sovietic, au fost strămutate, deci din clădirea serviciului de informație, din
astăzi a clădirei Serviciului de Informație și Securitate, pe atunci a KGB-ului, au fost duse în Tiraspol. Dar sunt trei versiuni. Eu am reținut chiar de la mai mulți foști angajați ai Serviciului de Securitate, Informație și Securitate, că o parte din dosare ar fi ars aici la Chișinău, că o parte ar fi fost duse la Tiraspol, că altă parte ar putea fi ajuns și la Moscova. Este adevărat? Care variantă e mai adevărată? E greu să confirm care mai adevărată este, dar toate au dreptul la existență. Eu tot cunosc din comunicarea cu ofițerii noștri, cu veteranii noștri. Da, deci confirm că dosarele au fost deplasate în Tiraspol și depozitate în sediul deci, subdiviziunii KGB-ului din Tiraspol. Da, și atunci eu cunosc că... Dar de ce s-a ales Tiraspolul, fiindcă asta e încă o dovadă că era pregătit din timp ca teritoriul din stânga Nistrului să fie separat de teritoriul din dreapta Nistrului. Dosarele au ajuns până în 90? Da, dosarele au fost duse în... Cum amintesc, în 1988-89 au fost duse și vreau să precizez un lucru. Pentru a duce dosarele au fost selectați majoritatea ofițerilor vorbitori de limba rusă și într-o atmosferă de strict secret au fost duse dosarele. Dar înainte trebuia de asta, să se țină în taină acest lucru? Da, trebuia să se țină în taină, fiindcă încă o dată se demonstra că se pregătesc pentru anumite acțiuni și se pregătesc să nu numerească dosarele surselor operative și alte materiale care existau în Comitetul Securității. Dar dosarele care au ajuns la Tiraspol au fost și ele trecute printr-o sită care anume să fie duse acolo? Nu, a fost dată indicație toți ofițerii să pregătească dosarele pentru evacuare. Dosarele surselor, dosarele de evidență operativă, tot absolut, în saci diferiți. Dosarele de evidență operativă într-un sac cu descrierea ce există și o listă să depunea în sac, altă listă rămânea la lucrător operativ și în a doilea sac se punea deci, lista dosarelor surselor operative. Însă vreau Dar e cunoscut măcar numărul dosarelor? Da, era cunoscut și evidența a rămas aici. Tot câte absolut. Dosare erau? Câte dosare? Eu nu pot să spun... Este cifra, deci pe atunci în Comitetul Securității de Stat a rămas informații despre aceste dosare. Deci este cunoscut a cui dosare și este în arhivă, există aceste materiale. Dar vreau să spun că o parte din șetă, referindu-le la aceea că au fost arsă anumite dosare. Știu că niște ofițeri mai experimentați, care țineau mult la sursele lor operative și asta este practic în sângele lucrătorului operativ să nu divulge sursa operativă sa. El este obligat și moralicește și după lege să nu divulge sursa. Deci au fost mai șmecheri și unele dosare nu au fost puse în saci, dar au fost păstrate și ulterior nimicite. Mi-au mai transmis ofițerii că o parte din dosare au fost nimicite chiar pe drum spre Tiraspol. Deci, de aceea eu vreau să spun că toate versiunile au dreptul la viață. Ce își ține de faptul că aceste dosare au fost exportate sau duse în Moscova, îmi este greu să afirm sau să infirm, dar știu bine că până în 2001-2002 aceste dosare încă erau la Tiraspol. În Tiraspol veneau ofițeri de la arhiva KGB-ului sau a FSB-ului din Federația Rusă și lucrau cu aceste materiale. Deci, ce căutau ei acolo, s-ar pune întrebarea. Evident că... Erau instrumente de șantaj? Evident că erau instrumente de șantaj, fiindcă o parte din materiale de acolo se refereau la
unii demnitari de stat sau unii deputați sau oameni care aveau funcții careva în stat și care puteau fi și șantajați ca să iei anumite decizii cu referire la politica față de Federația Rusă, la politica față de Transnistria și alte elemente din viața socială și politica Republicii Moldova. Partidele din Republica Moldova au schelet în dulap? O parte din ele au, da. O parte din ele au. Dacă vorbim despre schelete în dulap, poate să aibă mai mult cei care au o vârstă mai înaintată. Partidele cu componența mai tânără biografia tânără a membrilor, cred că mai puțin au schelete. Încă un aspect, dacă puteți să ne deschideți parantezele, fețele bisericești colaborau cu securitatea. Erau înregimentate în armata asta. Dacă vorbim până în 1990, da, erau unele fețe bisericești care colaborau cu Comitetul Securității de Stat. După 90, această activitate a fost sistată în Serviciul de Informații și Securitate. Nu a mai fost nici în minister, nici în Serviciul de Informații și Securitate. Nu a mai fost pus sarcină să fie controlată biserica. Dar era ușor să racolezi pe cineva? Îl ademeneai cu bani? Îi promiteai carieră? Cum era? Știți, fiecare om pe pământ are și plusuri și minusuri. Și în rândurile feților bisericești există persoane care au careva schelet în dulap, cum s-a vorbit până acum, și de ce este posibil și asta. Dar eu țin minte, când eram încă studentă, de pe băncile universităților tot se căutau și se ademeneau tineri ca să fie de partea securității, ca ulterior poate chiar erau și aveau și grade. Evident, serviciul de informații securitate, îndeopște serviciile speciale, caută tineri pentru a-și completa rândurile. Și de unde poate să cauți decât numai din rândurile tineretului cu studii superioare. De ce se și în prezent se adresează către profesori, către decani, să fie recomandate anumite persoane care posedă anumite capacități. Ele sunt verificate, aceste persoane, ce capacități au ele pentru a activita în organele securității statului. Deci, o parte din tineri erau atrași la lucru în serviciu secret, alții, dacă era necesitate de controlat anumite procese din rândurile studenților, posibil erau atrași pentru a colabora. Vă întreb de ce rămâne actual acest subiect. Iată, de exemplu, dacă urmașii celor care au fost securiști află că părinții lor au colaborat, ar putea să apară un conflict între generații? Noi abordăm problema aceasta numai din punct de vedere negativ. Și asta e problema noastră. Colaborarea cu serviciile secrete nu este o crimă, fiindcă... Niciun păcat? Nici păcat, dacă se colaborează în interesele apărării drepturilor omului, prevenirii unor crime grave, să zicem, prevenirea actelor teroriste. De ce noi trebuie să spunem că cel care a colaborat cu serviciile secrete pentru a preveni acte teroriste, a făcut un păcat sau a încălcat cineva. În Constituție este spus că fiecare cetățean este obligat să contribuie la asigurarea securității statului. Și de aceea, eu nu cred că asta este ceva rău. Este rău numai atunci când informația care vine de la acești informatori este folosită pentru a se lupta cu oponenții politici, pentru a îngrădi drepturile la exprimare, pentru a avea alte acțiuni sau activități împotriva cetățeanului și să-i încalci drepturile sale.
dar pentru a preveni anumite crime, să zicem chiar și în economie, furturile, dacă erau surse bune... Da, da, aici sunt neputincioși, dar atunci când e vorba despre alte aspecte, acolo sunt mult mai activi. Eu țin minte că am făcut proteste la Teleradio Moldova și eram supravegheați de către angajații SIS-ului. Pe timpul Renașterii Naționale, iarăși toate mitingurile erau supravegheate, că atunci încă se filma, era clar cine este din partea SIS-ului la acele evenimente. Eu o să fiu de partea Serviciului de Informații și Securitate, că și azi se filmează în caz când cineva iese la proteste și manifestații în public. Se face acest lucru numai pentru a preveni sau pe urmă a depista persoanele care au fost mai agresive și care au introdus un element de dezordine, un element de dezordine în la acest meeting sau provocator. Fiindcă, deci, orice manifestație trebuie să desfășoare pașnic. Atunci când se trece limita, aceasta trebuie de depistat persoanele care au avut deci influență negativă asupra evenimentului. Haideți să ajungem la ceea ce se insistă astăzi. Iată, socialiștii au adus și ei în actualitate acest subiect, spunând că în Republica Moldova ar trebui să fie adoptată o lege a lustrației, dar se pare că ceea ce au ei în gând diferă foarte mult dacă ar fi fost vorba despre o lege a lustrației în anii 1990. Acestea sunt două lucruri diferite. Deci dacă vorbim despre legea lustrației care trebuia să fie adoptată în 1991 și până în 95 sau poate și mai târziu, asta este una, fiindcă atunci această lege se referea la regimul comunist. Și această lege se referea la cei care au participat la înăbușirea deci mișcării de liberare națională, lupta pentru independență și acei ofițeri, să zicem, sau colaboratori sau agenți al serviciilor speciale de timpul acela, care au contribuit la încălcarea drepturilor omului și la libera exprimare. De ce statelor baltice atunci le-a fost de ajutor o asemenea lege și Republicii Moldova nu i-ar fi fost de ajutor? Eu m-am exprimat odată că foarte mulți demnitari de stat din perioada 1990 și până 95 au avut de suferit, fiindcă nimeni nu a avut să se documenteze la justa valoare care a fost contribuția lor în cooperare cu serviciile secrete de pe timpul acela. Dar diferența dintre aceste două legi care se propune, asta s-a propus de către socialiști în decembrie 2020 și paralel în aceeași zi a fost înregistrată aceeași lege. Proiect de lege? Proiect de lege, pardon, de către partidul, de platforma politică Demnitate și Adevăr. Cu o mică diferență. Deci cei de socialiști se referă la perioada de care se consideră 2016 și perioada regimului Plahotniuc, 2016-2020, cei de la PPDA deci au extins această perioadă și au insistă la perioada 2010-2019. Dar restul, practic, și argumentarea face referință la declarația cu privire la recunoașterea caracterului captiv a statului Republicii Moldova și unii și alții. Și unii și alții au aceeași listă de instituții care trebuie lustrate. Deci, ca atare, unul aceeași. Dar dacă vorbim despre aceste două legi care ar putea fi, legea cu privire la lustrație și deci debarasare sau curățarea statului de către oligarhi, regimul oligarh, care este acum, și cea care trebuia să fie, legea cu privire la lustrație, care condamna regimul comunist, sunt două lucruri diferite. Atunci, persoanele care au activat în perioada
până la 1991, până la declarația independenței. Deci ei, fără voia lor, erau într-un stat care nu puteai să-l schimbi decât numai prin aceste mișcări care au fost în 89, 90, 91. Numai prin desființarea Uniunii Sovietice, prin declarația de independență. Și ei, în anumite circunstanțe, au numerit în această situație, să-i spunem. Împrejurări. Ce-și ține de această perioadă, din 2010, să zicem, până în 2019, sau din 2016 până în 2019, este altă situație. Deci persoanele acestea care au activat în acest regim și au fost numiți de către oligarhi în funcție și au ascultat de indicațiile acestor persoane, oligarhi, aceștia încalcă foarte grav legislația, fiindcă peste tot se vorbește despre democrație, peste tot se vorbește despre drepturile omului și toți afirmă că se apără drepturile omului, din altă parte intentează sau pornesc dosare penale, delapidări de finanțe, furtul miliardului, tot a fost în perioada aceasta. Așa că, deci acestea sunt două lucruri diferite și aceste persoane care au colaborat cu regimul oligarhic, ele, ca atare, ar fi bine singur să-și dea demisia și să plece fără să fie supuși căreva lustrație. Ce înseamnă lustrație? Lustrația asta e purificare. Purificare mai mult sufletească, mai mult moral ar fi bine să fie decât de altă natură. Fiindcă cel îl eliberează din funcție, dar moralicește cel care îl eliberează. Da, dar și aici sunt două aspecte. Purificarea torționarului sau purificarea victimei? Purificarea funcționarului, cel care a... Torționarului. Cel care a comis, deci el trebuie să se purifice, adică el singur, dar se purifică ca atare câmpul, societatea și asta. Deci purificarea instituțiilor, așa ar spune, dezolarhizarea instituțiilor. Da, o evaluare a erorilor trecutului, oricum ar fi, iarăși, de folos societății. Posibil, da, dar după cum vedem, în unele state lustrația a fost benefică și a avut rezultatele care se așteptau, în alte state nu. Chiar și după cât eu cunosc în România, nu toți deci, au fost mulțumiți de legea lustrației și cum a fost aplicată această lege. Deci mult depinde și de aplicarea acestei legi, de formele și metodele, fiindcă odată cu lupta împotriva celor care au săvârșit crime, e posibil să nimerească și persoanele care nu au făcut nimic, pur și simplu s-au aflat în aceeași cameră, în aceeași situație, deci în aceeași instituție, dar practic n-au participat. Cum și în Comitetul Securității de Stat. O parte din ofițeri se ocupau cu deci problemele de economie, alții se ocupau cu problemele de contraspionaj, alții cu protecție secretelor, dar alții se ocupau cu politica, cu persoanele care își spuneau părerile altfel decât a regimului comunist. Și iată, care toți odată trebuie eliberați din funcție. Și cei care s-au ocupat de protecția secretelor și cei care s-au ocupat cu politica. Deci trebuie de avut o comisie, cred că, care ar aprecia la justa valoare care a fost contribuția la încălcarea drepturilor, la participare la pornirea dosarelor și așa mai departe. Dar de ce e atât de greu accesul să-ți cunoști dosarul? De ce nu? Care dosar depinde? Depinde de ce dosar. Dacă dosarul propriu, să zicem, cel de explorare operativă, nu cred că este mare deci, problemă să accesezi.
Unii spun că vreau să văd dosarul din Serviciul de Informații și Securitate. Da, poftim, dar el nu există. Fiindcă nu sunt dosare pe toate persoanele în Serviciul de Informații și Securitate. Nu există. Asta vă închipuiți cam cât spațiu trebuie pentru a avea atâtea dosare, toată populația. Sunt dosare, există, pentru persoanele care au încălcat anumite legi, anumite instrucțiuni sau eu mai știu ce acolo. Dar dosarele securității pot fi folosite în lupta cu oponentul politic. Iată, asta e grav. Ceea ce s-a vorbit în declarația cu privire la recunoașterea statului capturat, deci acolo se menționează că Serviciul de Informații și Securitate a fost folosit în lupta cu oponenții politici. Și asta a fost folosit și în 2008-2009. Eu țin minte foarte bine când conducea cu serviciu domnul Reșetnikov, Artur, și a fost folosită, cred că, și în perioada domnului Botner, când era în serviciu. Asta este grav. Asta este... Și nimeni nu poartă nicio răspundere. Păi trebuie să poartă. Asta e problema și de aici eu aș susține deci, această lege, ultima care se propune de PPDA și de către socialiști, dar eu încă o dată spun, trebuie de avut o comisie, de evaluat la justa valoare, care și ce contribuție a avut în aceste perioade. Dar care e cea mai importantă lecție pe care trebuie să o învețe societatea, iată, în acești 30 de ani de independență, vorbind de securitate și dosare? Eu vreau să spun așa, în primul rând, lecția trebuie să o învețe cei care sunt în organele securității statului. Este imposibil de a activa și a-și desfășura activitatea încălcând legea. Este practic crimă pentru ofițerul de informații și securitate să încalce legislația. Să nu se dea deci șantajului sau posibil ispitei să îndeplinească ordinele ilegale și în special când este folosită în interesul luptei politice. Nu trebuie să accepte acest lucru. Din alt punct de vedere, din societate, societatea trebuie să facă tot posibilul ca instituția aceasta să nu fie politizată. Noi vedem că această instituție a fost politizată începând cu 1999, atunci când în fruntea serviciilor a fost numită o persoană politică, deci nu din rândurile ofițerilor, neprofesionist, și a venit cu scopul să apere interesele anumitor clase politice. Iată, de atunci s-a început. Deci societatea și clasa politică trebuie să elaboreze așa mecanisme ca conducerea și ofițerii Serviciului de Informații și Securitate să nu fie sub călcâiul politicului. Ei trebuie să-și îndeplinească activitatea în conformitate cu Constituția și legile care țin de securitatea statului. Mulțumim pentru această discuție și sper să fie de folos pentru cei care au interes pentru acest subiect, care după mine totuși rămâne încă a fi un subiect de actualitate. Mulțumim frumos! Cu plăcere!